prieteni, sunt despre canalul lui tata Andrei Savciuc Live și astăzi împreună cu voi eu voi despacheta un colet secret, un colet ascuns, fiindcă eu nu am idee ce se află aici, numai cât s-a întors mama de la poștă și mi l-a adus. Iată, era aici împachetat, cu bâini din astea, cred că e ceva ce nu trebuie să se spargă. Foarte interesant, eu sunt foarte curioasă să văd ce este aici, fiindcă știu de la cine este, dar nu știu ce se află aici. Deci nu am idee, este un colet surpriză. În asta și costă tot interesul, fiindcă nici măcar nu pot să bănuiesc ce se poate afla aici. Adică din ce categorie este cadoul? Stau și mă gândesc și chiar nu pot să-mi dau seama. Căcuțiuța este destul de micuță, adică puteam să mă gândesc la o cană, dar cana aici sigur nu încape, farfurie! Haideți să vedem, haideți să vedem și să nu mai ghicim, fiindcă sunt foarte curioasă. O să mă uit mai întâi eu prima și apoi să vă arăt vouă. Să știți că eu nu aveam în planuri să filmez această despachetare, dar m-a oprit mama și mi-a zis: stop, Ira, nu te uita, nu te uita și haideți să vedeți împreună cu abonații. Și am zis că e o idee bună. Așa. Vai de mine! Vai, dar ce frumos! O să vă arăt neapărat la sfârșit cum arăta. Este foarte frumos! Vai, haideți să vă arăt. Așa. Voi începe... Ce moale! Ceva negru! Este o bentiță! Uitați-vă ce frumoasă! O bentiță neagră, pufoasă, cu o fundiță din asta. Mie mi se pare că este o bentiță de machiaj din asta, știți? Eu am din asta roz. Oh my God, scrie pe ea. Și este foarte, foarte superbă. Mie îmi place de... Ah! Iată, o bentiță cu o fundiță. Chiar că da, asta este pentru machiaj. Ce spuneți? Cine are din asta, puneți like-uri, dar este foarte moale, foarte, foarte moale. Imediat vă arăt și mai aproape. Iată cum arată de mai aproape, este plină de sclipici, fiindcă cutiuța la fel este plină cu sclipici. Îmi place foarte mult cum arată bentița și îmi place că este neagră, fiindcă eu am avut roz, dar asta neagră îmi place mult mai mult și este super, super moale, vedeți? Se vede că materialul este foarte, foarte finuț, deci îmi place la nebunie, uitați-vă cât de bine arată. Chiar o să o pun alături de acea roz și cred că o să se uite foarte frumos, black and pink. Voi lăsa bentița la o parte, chiar dacă îmi place foarte, foarte mult, puneți voi like dacă vă place. O dăm la o parte și haideți să vedem mai departe ce este aici. Așa, ce să vă arăt? Ia priviți! Eu cred că toți știu ce este asta, iar dacă nu știți, imediat vă spun. Nu știu cum să vă arăt mai bine, iată așa, cred că pe fonul feței mele se vede mai bine. Sunt niște lecoplastere, mai bine zis... Apsi build-uri pentru față și pentru coșuri, adică mai degrabă sunt pentru coșuri și pentru acne. Deci dacă le lipești pe un coș și dormi cu el toată noaptea, păi dimineața coșul tău dispare. Păcat că eu nu am niciun coș, două zile în urmă mi-a trecut, dar uitați-vă, sunt de diferite mărimi, imediat vă arăt și mai de aproape. Cred că majoritatea ați văzut ceva de genul pe TikTok, sunt niște Apsi build-uri, inimioarele să știți că sunt decorative, sunt în cutie, e plină cutia cu ele. Se lipesc pe coș și apoi vă culcați cu ele și dimineața se spune, nu știu cât de adevărat este, dar trec. Neapărat o să încerc când o să-mi apară vreun coș și o să încercăm neapărat să vedem dacă funcționează sau nu. Vedeți, aici sunt de diferite mări, mai mici, mai mari, dar mă bucur fiindcă eu mă temeam să comand ceva de genul. Sincer, eu tot vroiam de mult să-mi comand chestiile astea doar ca să verific, să văd dacă funcționează sau nu, fiindcă eram foarte uimită. Toți pe TikTok arătau cum își lipesc pe față, se trezesc frumoși, cu o față fină și m-am gândit, măi, chiar funcționează? Închipuiți-vă, ai o față plină cu coșuri, te-ai lipit numai Apsi build-uri, te-ai culcat și dimineața ești prințesă. Și m-am gândit că poate este fake, poate este doar un clickbait și nu funcționează, de asta mi-a fost frică să comand, dar uitați-vă, acum am o perfectă ocazie să le probez, adică să văd dacă funcționează, nu să le probez, să le încerc și am o șansă să mănânc cât mai multe dulciuri. Mama, dacă mă auzi, să mănânc cât mai multe dulciuri ca să-mi apară coșuri, să putem verifica. Eu glumesc, dar dacă Ira va avea coșuri, păi neapărat o să le încercăm ca să vedem dacă chiar funcționează sau nu. Eu nu o să vă mint. Așa cum o să fie, așa o să vă arăt. Dar chiar mă bucur foarte mult de aceste Apsi build-uri. Sper că o să am ocazia să le probez cândva. Se apropie sărbătorile. Mai departe, uitați-vă ce este aici. O petricică.
Păi da, eu nu am coșuri. Cum să arăt? Mama spune să vă arăt rezultat peste săptămână. Încă nu am coșuri, când o să apară. Așa, am, iată aici așa o pietricică pentru față, cred că toți știu care se face așa masaj. Noi am avut, adică mama a avut una din asta verde, eu i-am dăruit de ziua ei de naștere, împreună cu mai multe chestii de cosmetologie, cred că ați văzut la terapie canal când am fost la mare și eu i-am dăruit un cadou acolo, dar din păcate ea câteva zile în urmă s-a spart, fiindcă ea trebuie să stea în frigider și noi când am deschis frigiderul, adică era când a deschis frigiderul, tadam, s-a spart. Cred că o să te dau ție mama ca recompensă, fiindcă eu pe a ta ți-am spart-o. Este așa neagră, superbă, iată așa ți faci masaj, de dimineață te dai, poftim? Tu vrei? Bine, așa te dai cu, cu cremă de față și apoi pe frunte, pe sub ochi, așa, ca să fii veșnic tânără. Haideți să vă arăt mai de aproape. Iată așa arată de aproape și la lumină, uitați-vă ce frumoasă este. Să știți că eu i-am dat mamei una mai micuță și verde, asta este neagră și chiar îmi place foarte mult. Mi-a părut foarte rău când am spart-o pe aceea, dar uitați-vă că acum am ce să-i întorc mamei. Este o chestie foarte superbă și chiar ajută, un masaj pentru față nemaipomenit de wow. Și sincer nu știu din ce material este, o să mă informez, chiar mi este foarte interesant, fiindcă este foarte dură și puternică, dar și foarte sensibilă și fragedă, fiindcă a căzut, nu de la o înălțime foarte mare, mi-a căzut din mâini și s-a spart în 1000 de bucăți. Dar mă bucur foarte mult că avem încă una și o pun la o parte să vedem ce avem acolo mai departe. Ia uitați-vă că vorbesc, rimă deja de fericire. Ce avem mai departe? Wow, wow! Avem un roller pentru față, la fel pentru masaj. Fetele cred că știu ce e asta, la fel se pune în frigider și iată așa se face. Ah, ce bine! Mama! Vai, dar ce bine! Cred că facem spa salon, deschidem spa salon acasă. Ce bine, voi nu vă dați seama, știți cum încă e bine? Când îți pui o mască pentru față și apoi așa peste mască îți faci masaj. Super fain, deci ele se aseamănă, numai că asta așa și asta așa, cu asta îmi place mai mult. Asta e mai finuță, dar arată foarte bine, uitați-vă ce frumoasă este. Sper că asta nu e așa fragedă și sper să nu le mai scap niciodată, fiindcă o să-mi fie foarte milă dacă o să le stric și pe astea. Uitați-vă cum arată de aproape, este foarte frumoasă, nu e așa? Îmi place foarte mult că este neagră. Uitați-vă ce bine arată, o puneți în frigider, ca ea mereu să fie rece și vă faceți masaj pentru fața acasă. Este și mai mic, cred că pe sub ochi să te dai cu ea și iată și mai mare, pentru zonele mai mari de față. Sincer, când v-am arătat toate chestiile astea, mi-a venit o idee să-i facem lui tata o zi de spa, ca el să simte femeie. Dar de ce? Că nu numai femeile își fac proceduri faciale, nu-i așa? Să-i facem o zi de relaxare, să le liberăm de toată munca, să-l punem pe pat, întins așa, să-i facem măști, chestii de genul. Și cred că o să fac asta pe canalul meu, așa că urmăriți canalul Irajka Info ca să vedeți cât mai multe sketch-uri și videoclipuri interesante. Iar noi haideți să mergem mai departe. Așa, ce mai avem noi aici în această cutiuță magică, așa micuță și atâtea chestii interesante. Vai, vai, vai de mine! Avem două periuțe! Avem două periuțe pentru cosmetică. Haideți să le deschidem, dar vreau de mai aproape să vă arăt că sunt foarte frumoase! Una mai mare și una mai mică. Asta este mijlocie așa. Haideți să începem cu asta mai mare. Iată așa se scoate din peliculă mai întâi și apoi de aici. Și uitați-vă cum se deschide. Wow, și trebuie să fie foarte, foarte moale! Vai de mine! Ce-mi place! Asta cred că mai mult o să folosesc pentru, pentru pudră. Cred că pentru pudră o să fie perfectă. Acum haideți să o vedem și pe asta mijlocie. Uitați-vă așa cum se desface. Mie foarte mult îmi plac aceste periuțe. Sunt foarte, foarte moi. Uitați-vă ce finuțe, finuțe sunt. Și îmi place și culoare extrem de mult. Cred că asta este mai mult pentru fond de ten. Sau poate și pentru contouring, dar... Asta mai puțin probabil. Cred că mai bine pentru fond de ten se folosește. Deci pot să spun că periuțele îmi plac foarte mult. Sunt foarte finuțe și moi. Deci sunt adorabile, dar cel mai mult mă impresionează designul, fiindcă îmi place că sunt în tonalități închise, deci așa negre. Foarte frumos. Se asortează cu tot ce este aici, fiindcă totul este negru și chiar chestia asta foarte mult îmi place. Da, îmi place și rozul și culorile aprinse, dar asta negre, uitați-vă ce bine arată, ce se asortează cu absolut orice. Deja mi-am imaginat cum o să le pun în păhărelul meu de periuțe și o să se privească super frumos. Haideți să vedem mai departe ce avem aici.
că au mai rămas chestii în această cutiuță magică, mai bine zis misterioasă, și avem aici o perie pentru curățirea feții, care este toată în sclipici. Deci, iată, vedeți, este așa o perie și nu știu dacă se vede bine, cred că se vede, și așa se ține foarte comod și se curăță fața. Vai, dar ce... Vai, dar ce moale! Super! Deci, cred că este mai mult pentru curățirea feții cu spumă. Trebuie cu spumă și apoi așa îți cureți fața. E superbă! Haideți să vă arăt puțin și de mai aproape ca să vedeți cât de bine... Numai că este plină de sclipici! Cam așa arată din aproape, este plină cu sclipici. Zici că este ceva murdărie, dar de fapt este sclipici și neapărat o voi spăla cu apă micelară înainte de a o folosi. Dar iată, vedeți, este din silicon, este foarte moale și, sincer, îmi place foarte mult. Cred că o voi folosi cu mare drag. Nu mă pot opri din a face masaj, vai, este super plăcut. Deci îmi place foarte mult. Să vedem ce mai avem, ce mai avem, ce mai avem. Mai avem încă ceva pentru machiaj. Iată așa un beauty blender micuț, micuț, micuț. Cred că mai mult este pentru concealer, pentru că fond de ten, pentru fond de ten am mai mari. Și iată așa, aici sub ochi. Cred că este mai mult pentru concealer, dar este atât de micuț, atât de moale. Nu știu dacă când îl ud o să se mărească foarte mult în mărim, dar nu cred. Cred că maximum dacă se face așa, puțin mai mare, adică nu cred să se mărească foarte mult, dar este foarte micuț și foarte drăguț, pe bune să-l folosesc mai mult pentru concealer sau pentru baking. Îmi place foarte mult cum arată. Iată, de exemplu, un beauty blender obișnuit și puiuțul beauty blender, vedeți? Se observă diferența de mărimi, dar ăsta este atât de drăgălaș, vai de mine. Deci eu cred că cu el este foarte comod să te folosești anume în zona de sub ochi, fiindcă este micuț, micuț și are colțul acesta așa mai subțire decât aici și este mult mai comod. Dar nu știu, nu am încercat, dar așa cred eu, bănuiesc că o să fie mai comod. Deci v-am arătat ce e acest beauty blender micuț, care, sincer, îmi place foarte mult. Vai, deci să vedeți ce frumos arată aici pe canapea. Toate culorile și toate nuanțele se asortează între ele, deci e ceva wow. Și mi-a rămas aici ultimele chestii, imediat vi le arăt. Sunt, câte sunt? 5, da? Imediat vi le arăt. Așa să le scot. Ah, cred că vă gândiți ce 5 era, ce 5? Ceva neobișnuit de care nu am mai întâlnit. Nu am mai avut niciodată, dar iată că o să am parte. Sunt 5 măști coreane. Da, sunt măști. Imediat o să vă le arăt mai aproape, dar pe bune sunt măști. Iată. Când te uzi, zici că este o pastilă. Dar, de fapt, când o uzi, ea se mărește și se primește o mască simplă pentru față care se aplică așa. Deci, din această pasteluță micuță, se transformă într-o mască pentru față. Măștile sunt coreane, iată aici, mie mi se pare că da, sunt coreane totuși. Și sunt așa micuțe, micuțe și aceste pasteluțe nu se rezolvă în apă, fiindcă doar se ud și apoi cresc în niște măști simple pentru față. Eu aici am 5. Super drăguț, neapărat voi proba o dată și o dată. Au căzut toate. Dar arată foarte mișto, adică la prima vedere nici nu-ți dai seama că asta poate fi o mască. Te uiți și zici, ce pastilă e asta, doamne? Zici că e o vitamina C. Am terminat și cu aceste măști micuțe. Și asta este tot, iată așa arăta cutiuța, imediat o să le pun la loc fix cum erau ca să vă arăt cât de frumos era când am despachetat și am deschis această cutie. Eram wow, deci arăta super bine și imediat o să vă arăt cum a fost. Haideți să vedem, ta-da-da-dam, ta-da-dam. Iată așa frumusețe m-a întâmpinat pe mine când am deschis această cutiuță. Și haideți acum să le scoatem pe toate ca să vedem cât de bine se asortează. Sincer, eu cred că asta este un cadou foarte mișto pentru o fetiță. S-ar bucura, cred că, fiecare domnișoară, fiindcă chiar sunt niște chestii foarte utile aici. Și eu m-am bucurat foarte mult că le-am văzut pe toate, mai ales nuanțele în care sunt alese. Se asortează toate între ele. Priviți, priviți, ce mișto, priviți! Vai de mine, ce frumos! Iată, iată, de asta și vorbeam. De toate nuanțele acestea care se asortează între ele.
Și haideți să alegem împreună ce vă place vouă cel mai mult de aici, ce v-a surprins cel mai mult. Mie cel mai mult cred că mi-au plăcut periuțele, bentița și rollerul pentru față. Astea la fel mi-au plăcut foarte mult și beauty blenderul mi-a plăcut, dar asta cel mai mult. Asta cel mai mult și locul întâi aici nu știu dacă aș putea da cuiva, dar cred că bentița. Cred că totuși bentița și al doilea loc acestei periuțe. Îmi plac toate, toate îmi plac. Arată foarte bine și uitați-vă toată casa cum o să fie, numai inimioare din astea sclipici. Și cam asta a fost, sper că v-a plăcut despachetarea acestui mic colet ascuns și secret, care mi-a provocat foarte multe emoții. Dacă v-a plăcut, puneți multe, multe like-uri și dacă cu adevărat vreți să vedeți cum voi încerca unele chestii de aici, poate măștile sau aceste absibilduri pentru coșuri sau rollerul pentru față, să vă arăt cum funcționează, păi scriți pe Instagram și eu neapărat voi face vlog și despre asta, să probez tot ce este în cutiuța aceasta. Iar până atunci vă rog să vă abonați pe toate canalele noastre YouTube, Irăcica Info, Andrei Savciuc Life, Andrei Irăcica Info, și eu vă spun pe curând și până la video următor. Pa, pa!